Arta de a fotografia este o artă pură, o artă ce ne place multora dintre noi. Cu toții adorăm să pozăm diferite lucruri, însă nu toată lumea are îndemnarea necesară de a practica acest lucru. Alex Iordache este un tânăr ambițios și răbdător de fire. S-a apucat de treabă chiar de la vârsta de 14 ani, atunci când pentru prima dată a ținut un aparat foto în mână și s-a mândrit cu prima lui fotografie. Astăzi are o colecție de peste 30 de camere foto aduse de prieteni. Unele dintre ele, chiar dacă sunt mai vechi, încă mai funcționează. Pasiunea asta vine de când eram mic. De atunci am tendința asta către desen, pictură. La o perioadă aveam un aparat micuț, simplu, cu care fotografiam tot ce mișcă și mi se părea că iese foarte genial, era pe peliculă. Deși își face studiile la Universitatea Tehnică, Facultatea Arhitectură și Urbanism, Alex nu se vede un inginer. El se regăsește în fotografie, face ceea ce îi place și se simte împlinit. A mers la facultate pentru că a fost îndrumat de părinți și motivat de profesori. După ceva timp însă a înțeles că un an de pauză după liceu este binevenit pentru că eu să-mi pot da seama unde trebuie să merg să-mi fac studiile. Dar la noi există o tradiție. Trebuie să mergi să faci studiile la o facultate, că dacă nu e mare rușine, direct după ce termini, după ce dai bacul. Și asta a fost poate o greșeală, dar poate nu. Și am mers să fac studii la Facultatea de Arhitectură. Astăzi nu-și imaginează viața fără fotografii. Studiază arta fotografiei amănunțit ca să poată să redea prin ea orice emoție. Își amintește zâmbind de ziua când a fost nevoit să împrumute o sumă destul de mare pentru a-și cumpăra un aparat foto mai performant. Și nu regretă nici pentru o clipă că a făcut acest pas. Tot fotografia îi aduce mai multe premii în casă, purtându-i numele pe la diferite concursuri naționale și internaționale. Este o maximă. Fă ceea ce îți place și nu o să trebuiască să muncești o zi din viața ta. Și de asta eu am hotărât să fac fotografii, pentru că eu mi-am dat seama că asta mă ține și asta trebuie să fac toată viața. Arta fotografiei e făcută de oameni, prin oameni și pentru oameni. O fotografie înseamnă șansa de a împărți cu ceilalți ceea ce nu poate fi exprimat într-o mie de cuvinte. Camera foto este doar un accesoriu. Pasiunea, respectul și imaginația sunt esența unei fotografii reușite.